obținut cu ocazia centenarului și unirii României, este un moment extraordinar de înălțător. O să mi-l aduc aminte toată viața, pentru că permanent o să fac legătura cu acest moment. Este declarația prim-adjunctului jandarmeriei Mehedinți, colonelul Dina Mănoiu, a cărui activitate profesională a fost astăzi încununată prin avansarea în grad. Se înaintează la gradul următor, înaintea expirării stajului minim în grad, după cum urmează, în gradul de colonel, locotenent colonel Dina Mănoiu Haralampie Ionel. Felicitări, sunteți față, domnule profesor. Și mult succes în activitate. După o carieră de 25 de ani de muncă în jandarmeria română, au venit și momentele extraordinare de recompensare pentru munca respectivă, pentru munca dedicată în slujba țării. Îi mulțumesc domnului inspector șef pentru propunerea către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și către domnul inspector general privind avansarea înaintea expirării stadiului minim. Asta mă obligă să execut sarcinile de serviciu, atribuțiile cu și mai mare responsabilitate. La fel ca prim-adjunctul inspectoratului, au fost avansate în grad și alte cadre militare din Jandarmeria Mehedinți. Evenimentul a fost organizat la sediul instituției, fiind un moment cu o deosebită încărcătură emoțională pentru jandarmii mehedințeni. Cu prilejul Zilei Naționale a României, un ofițer și 3 subofițeri au fost înaintați în gradul militar următor înaintea expirării stagiului minim pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu. De asemenea, alte 173 de cadre au fost recompensate cu mulțumiri, felicitări și acordarea diplomelor de merit. Potrivit regulamentelor militare și actelor normative în vigoare, jandarmii pot fi înaintați în gradul militar următor înainte de termen, de Ziua Națională a României și de Ziua Armei. Este o mândrie pentru mine ca să fiu avansat de Ziua Națională a României pentru rezultatele obținute în cariera militară. Sper ca și pe viitor să obțin aceleași rezultate. De asemenea, alți 173 de ofițeri și subofițeri care s-au remarcat în activitatea profesională au fost recompensați cu mulțumiri, felicitări și diplome de merit, totul în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României. Este o zi mare pentru dumnealor, pentru că această avansare are loc chiar în anul centenar. Este o mândrie a dumnealor și o realizare profesională. Noi îi felicităm pentru activitatea depusă și pentru meritele deosebite pe care le-au avut pentru a putea fi și a îndeplini condițiile de a fi avansați înainte de termen. Avansările în grade astăzi de la Jandarmeria Mehedinți nu fac altceva decât să demonstreze că o carieră susținută poate să conducă la succes. Iar mesajul jandarmilor este unul ferm. Fiecare poate atinge succesul prin muncă și implicare.